Bine ați venit la atelierul de creat povești! Eu sunt Diana Ribana și pentru astăzi v-am pregătit iepurașul din ciucuri. Pentru acesta avem nevoie de lână, fetru, panglică, un pompon pentru codiță, lipici, o cariocă, paiete, forfecuță cu botul rotund și carton. Pentru a realiza corpul iepurașului, realizăm ciucurii. Avem nevoie de carton, putem folosi chiar și rolele de hârtie igienică. Le împreunăm și înfășurăm lâna în jurul celor două tuburi. Tăiem, trecem un fir de lână prin cele două tuburi. Cu grijă, formăm un nod cât mai strâns. Strângem bine, iar apoi, după ce am realizat nodul, scoatem încet lâna înfășurată pe rolele de hârtie igienică. Acum începem să tăiem ciucurile de lână de jur împrejur. Aranjăm ciucurile, îi dăm o formă cât mai rotundă. Pentru cel de-al doilea ciucure avem nevoie de aceleași materiale, doar că de data aceasta folosim mai multă lână. Trecem din nou firul de lână, scoatem încet, înodăm, tăiem de jur împrejur lână. La fel ca și la primul ciucure, aranjăm ciucurele. Avem doi ciucuri pufoși. Pentru a realiza corpul, avem nevoie de o bucățică de pâslă pe care o să punem puțin lipici, iar apoi o să fixăm ciucurii lipiți de bucățica de pâslă. Un pompon, adăugăm puțin lipici, îl lipim cu putere. Pentru a forma urechile iepurașului avem nevoie de puțin fetru pe care îl desenăm, îl tăiem, formăm un curând de urechi roz, tăiem cu o forfecuță cu botul rotund, de jur împrejur. Acum lipim, cu puțin lipici, lipim urechile roz. Punem una peste cealaltă, punem puțin lipici, strângem, adăugăm urechile iepurașului, strângem, lipim. Presăm bine cu ambele mâini. Apoi avem nevoie de două mărgeluțe negre. Puțin lipici, presăm pentru a forma ochișorii. Pentru năsuc avem nevoie de o paietă roz. Lipim, fixăm bine prin presare. Îi punem o fundiță verde. Gata, iepurașul este frumos și drăguț! Acesta este iepurașul din ciucuri. Vă așteptăm în fiecare sâmbătă la atelierele de creație ale Teatrului Gong. Pe curând!